Ce ați descoperit? Descoperirea este una mai veche. A fost efectuată pe centura orașului Carei în 2012. Este un monument foarte interesant care provine dintr-un cimitir gepidic prins parțial, săpat parțial. Am săpat numai 28 de morminte. Marginea cimitirului am descoperit, practic o să avem acolo câteva sute de morminte, poate că atingem și ca numărul de 1000 de morminte, care urmează să cercetăm, să le săpăm în anii viitori. Un mormânt reprezintă o interes totul deosebit, nici n-am dat seama când am cercetat și când l-am săpat, numai la curs de prelucrare am dat seama că avem de față mormântul unei femei speciale, să zicem, cu legături cu lumea cealaltă, cu lumea magiei, pe pandantiv, pe centura ei, a fost descoperit, foarte interesant, ca piesă principală, un pandantiv, o amuletă pandantiv al zeității germanice Thor, din Kichlibar, chestie foarte rară, numai la vikingi am găsit analogii, și o altă piesă, așa zis, nodul lui Hercule, care vine din lumea greco-romană și simbolizează practic căsătoria, ca pe înțelesul tuturor. Mai sunt câteva piese pe această centură, un dinte de cerb care tot are legături cu lumea cealaltă. Urmează să cercetăm, să vedem mai departe. Foarte probabil stăm în fața unei, în momentul unei, să zicem, pe înțelesul tuturor, vrăjitoare, pe limbajul actual. De unde ar putea proveni? Sau... Suntem în secolul 6, deci anii 550-560, este o populație germanică, gepizii, poate puțin auzit de ei, dar au stat în, așa zis, un mileniu întunecat pe meleagurile noastre și uite, la Carei, nici n-am așteptat să fie așa ceva, am știut că au stat acolo și au avut o așteptare, dar nici n-am așteptat la un cimitir de asemenea învergură. Când l-am descoperit, practic, nici n-am dat seama că despre ce este vorba, numai după săpătura am dat seama că este o chestie foarte importantă. Aceste piese sunt foarte rare, nici n-am găsit analogie foarte, foarte clare pentru ele. Cea mai importantă piesă este acest pandantiv, zeul Thor, era în mitologia germanică zeul fulgerilor, zeul puterii. Avea un ciocan în mână, sunt filme multiple, sute mii de filme care se cunosc. Uite, acum avem la noi, descoperit la care, e un simbol al acestei zeități Thor. Analogii sunt câteva din os în spațiul nostru, dar Kichlibar deloc n-am găsit. Singura analogie care am găsit este mai târzie, doar la vikingi. Am găsit o fabrică de asemenea, o manufactură de asemenea pandantive a lui ciocanul lui Thor. Asta e mult mai târziu, în secolul 8, deci peste la 200 de ani distanță de mormântul gepidic de la Carei. Cealaltă piesă mai importantă, nodul lui Hercule, din lumea greco-romană, continuă, uite, iată că avem o continuitate din lumea greco-romană, continuă ideea, continuă tradiția și la femeia germanică și au preluat de la romani, probabil romanii târzii, această idee de nodul lui Hercule, așa se spune, sunt un fel de inerușe, dar nu au fost purtate pe deget, au fost purtate pe un lanț ca și pandantiv. Aducătoare de noroc, simbolizează căsătoria, legătura între femeie și bărbat și, practic, nodul reprezintă această legătură strânsă între femeie și bărbat, un nod care nu se poate desface foarte ușor sau, în cazul nostru, au crezut ei chiar deloc dacă purteau acest obiect. Rolul acestei femei era foarte importantă, probabil în societatea gepidică, societatea germanică. Nu toate femeile aveau aceste piese, aceste pandantive și, cum am spus înainte, eu cred, încă trebuie să studiez, normal, noi facem teorii, eu cred că avea o legătură specială cu lumea de dincolo, lumea cealaltă, era un fel de magician, vrăjitoare, cineva care ținea legătură cu lumea cealaltă în această societate gepidică.